Ce zici, Bianca, te-ai așezat? Ce se întâmplă? Stai, bre, că e plexiglas. Este... Vino pe... Cine e? Am crezut că este de cărămele. Este... Avem și ușă, avem să și o ușă, dacă... Ușă! Dacă o ușă! 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 N-are clanță. N-are. Nu. Acolo, așa, o colim puțin. Vino, mă, stânga, băi. Stânga. Aici este? Nu, iau mai așa. Mergi. Dar stânga. Cine e? Dă-i înainte. Mamă, da. Dă-i înainte. Cine-i domnul cu? Cine știe cine-i domnul cu? Bă, nene, de becurile astea toate. Sunt? Ce? Sunt. Hai. Pe aici? Pe aici, ia-te după vocea mea. Da. Bună dimineața. Liza Sabou. Liza Sabou? Pare bine. Dorin Zidan. Bine, Dorin Zidan, zice mie, da. Băieții care se rumână. Aici este, aici vede? Da, aici, da. Asta vede, da. Bine. Te vede. Deci, când o fi, pot să vorbesc ca să mă aranjez să-mi faci live-urile mele care am? Da, să-mi fac pe... Da, cum să? Da? Că eu n-am de-astea. N-ai de-astea? Eu fac pe telefon. Pe telefon? Da. Dar te-ai rătăcit, ce cauți aici? Nu, m-a trimis. Cine? Al de sus. Cine? Da. Al de sus te-a trimis? Mi-a zis că... Cică pe aici, că nu este... Ce? Adică, bun, aici e frumos în spate aici, dar aici nu este reușită chestiunea aici. Ce? Dar ce nu-ți place? Ce? Deci ce să... Deci nu se face așa, în primul rând, că aici vorbesc la... Aici? Tu la el, aici, vede? La el, e da. Cu tine. Da. Nu este bine. Daniel, arată chiar. Aici. Nu e bine? Daniel? De ce? Daniel, dar ce? Eu de am ce de ăsta smartphone. Daniel e veche, nu? Noi personificăm, Daniel. E date, acum are TVR-ul. Da. Așa. Bine. Deci, care este lucrarea aici? Deci ce? El vrea ca să fie ștucum. Dar nu e problema acolo sau ce s-a întâmplat? Că n-am. Deci nu e bine făcut. Nu se dă așa. Deci el se dă pe rafilamente frumos, e pe finisaj și se dă într-o singură direcție. Plus ca și ruginii. Nu este, da, nu se face bine. Zugrav sunteți sau cu ce? Zidaru. Da, adică da, faci zugrav pe faianțe alea. Eu am și am făcut și am YouTube-urile mele. Da, așa lucrez, Dorin. Așa lucrez în papuci. Păi bravo. Da, bravo. Păi ce are? Deci este ca să nu, deci nu să nu te corentezi, știi? Să e... să nu te împiedici să nu faci ceva pe aici pe la mine. Nu e, pormo, mai o chestie. Pormo? Păi bravo, te cheamă omul, aolo, da, tata, uita ca să... Auzi, dacă tot ești de meserie... Dar știi că n-am văzut preșul la voi? Asta zic, de scoate. Dacă tot te pricepiți de meserie, dă o tură așa pe la noi prin casă și dă-ți cu părerea, zile... Ia pe canapea aici. Meserie sau... Nu, e cu noi, da. Ce șanse să mai ai cu Dorin? E cu noi. Nu mă bag. Zine ce mai e greșit la noi în casă. Bianca, să lași, te rog, nu se poate. Bianca-i luată. Pe Bianca, să o lași, să nu. A, Bianca. Bianca, da. Ia, pare bine. Pare bine. Zine, hai, uită-te așa, ia, zine ce mai e, ce mai e greșit. E bine. Ce e? Ia, e bine, am înțeles. Gata, m-am văzut. Ia. Deci acum, eu nu mă bag la colegi de obicei, că n-am, adică fiecare pe meseria lui. Așa. Da, uite-te puțin, fii atent aici. De exemplu, eu vreau ca să vorbesc cu... Da, tu, cu normal, nu vrei tu să vorbești? Adică, ca să vorbesc cu amândouă Bianca. Da, așa. Bună, Anca! Bună ziua! Bun. Și bună, Anca! Și da, da, și ea zice la fel. Te așez un pic ca să te așez pe vorbă. Dar vezi cu distanțarea, vrei? Vezi cu... Opa, tăticu! Da, am înțeles. Dar lucrezi singur, Dorine, sau în echipă? Vrei să pune Pepsi glasul. Așa. Și atunci face frumos. Un Pepsi glasul. Ați înțeles, da? Să fie mine, ca să fie rău. Am înțeles. De exemplu, la elev, când se pune Pepsi glasul. Așa. Hai să nu înghesim acolo pe Bianca. Hai, lângă noi. E cu distanțare fizică, n-ai auzit? Mi-a părut bine să mă cunosc. Și mie, și mie. Cine băgă? Noi, deci, să rămână. Bună ziua. E cu mâncare acolo. Vreți să se rădă cafei? Da, mama, am să vede. Nu vezi că... Acă m-a lovit de persiglasul ăsta la întumare, care a zis că e de cărămele, știi? Da. Ca și eu am mai văzut la televizor. Așa. Ia loc, da. E de cărămele. E de cărămele. Nu, e butaforie. Da, și ne avem și sticla. A? Butaforie așa, nimic real. Nu știu, că eu ți-am vorbit frumos. Da. Iartă-mă. Dar lucrezi singur sau în echipă? Vreau să știu, că dacă acum, am și o nevoie de o lucrare... Deci, care este... Eu adevărul că... Nu, că nu miroase. Am zis eu ceva, eu n-am zis. Mereu, deci când știu că mă duc la lucrare, îmi pun ăștia noi. Da, papucei. Dar mi-i las în clor, cu tare, intri în casă la un sii cum e. Așa, da. E frumos, știi? Da. Așa, bun. Și formă, ce ziceam? Dacă lucrezi singur sau în echipă, faci față, este? Ia. Dacă este lucrare mare, deci cum ar fi, de exemplu, să zicem că ar fi sufrageria asta mare. Așa. E pe deschidere, e pe cutare, înțelege, pe avengură, știi? Avengură, e ok. Deci, dacă are, deci,
Avem gura mare așa. Așa. Deci atunci am o echipă. Și eu am, de exemplu, deci că asta m-am învățat eu, că... Deci aici dau secrete, da? Da, deci mare dai din casă. Echipă de aventiști. De? Aventiști. Aventiști? Aventiști, e cei mai bune, cei mai cuminți. Da, spun? Deci nu bea, nu, e. E cuminți, mă, nu bea, nu... Aventiști cu religia, nu? Da, 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 aventiști, da. Deci nu bea, înțeleg? Nu... Ce? Că nu, am crezut că adventiștii vin de la amvergură. Nu e, nu e, nu e, că și ei are, dar e pe altă, adică așa crede ei, dar da. Nu e, treaba lor, că nu mă bat, treaba lor, credințele lor, că n-am, adică nu. Care și ăștia la libere? Oh. Olo, dar și-au singuri libere are, sau? Nu e, mă, are ale lor acolo, pe credințele lor, da. Înțelegi, are libere, olo, deci îmi vine să le iau capul cu mistria. Nu faci treabă cu ei. No, bine, dar pormo, unul, bă, deci unul mi-a lipsit o zi. Da. Deci când era bolnav, de cât eu îi trimiteam acasă, că îi venea, știi? Da. Că le-am și zis la un moment dat, mai pleca, bă, de aici, că vă știți ca râia de ziua șaptea, știi? Nu mai scap de voi, mă! Tăteam pe mine, pe pielea mea, știi? Că să mă duc la dermatolog să mă arăt să scap de aici, știi? Fraților, Dorin! Stați o secundă, stați o secundă. Dă-ți puțin șapca jos, te rog. Nu, eu mi-am dat seama. Păi eu te cunosc pe tine. Băi, așa umor... pe tine. Așa umor numai Marius Florea Vizante poate să aibă. Bună dimineața! Crezi că ne păcălești tu, mă? Așa! Super! Acum vă înțeleg. Ustură, ai văzut. Ce să-ți fac? Tu ai vrut? Stai puțin să ne vezi și bine, nu? Așa. Ia, uite, ele, măi, ele. Bună! Salutare, domnule! Sărăt mâinile! Bună, Bianca! Marius, Vizante, o să zic Vizante că eu așa zic. Acum, nu-mi dau asta jos pentru că stric lucrarea. Am făcut-o la machiaj. Altă lucrare și acolo. E sudată. Vizante, te-ai apucat de lucruri noi în pandemie? Măi, știi ce se întâmplă? Mă plictiseam, pe izolare mă plictiseam. Și mi-am zis, băi, ce să fac eu să ajut oamenii? Că mie-mi e bine, statul îmi plătește salariu, știi? Și eu stau acasă. Că s-a angajat la stat. Da, da. Și am zis, băi, să ajut bătrânii, să le duc mâncare, să le duc medicamente, ce e nevoie în izolare. Și pe urmă, al doilea gând a fost, stai puțin, de asta poate să facă oricine are carnet și timp liber. Dar ce faci tu ca actor? Mm-hmm. Așa m-am gândit că ar trebui să găsesc cu ceva, să înveselesc un pic pe oameni, să-i scot un pic din eventuala depresie. Da. Știi? Și m-am apucat de Dorin. Te-ai apucat de Dorin, Vizaru. Săracul se izolase, înțelegi că avea o lucrare la domn profesor în Beici, care l-a prins acolo și atunci l-a culcat în Beici, domn profesor, că nu mai avea voie să iasă. Așa. Și de acolo a început o poveste întreagă. Și au intrat și colegi de-ai mei în joc. Păi da, cum să nu Dorin intri? Și-a găsit nevastă, da. Și-a găsit verișoare, da. Amante, un fel de fisul, dar nu e fisul, o mătușă de la Chișinău, deci nu, ce să vă spun. Familia mare, practic. Da. Și totul se pune pe internet, pe YouTube. Măi, ce se întâmplă? Cum mi-a zis fiimea, ce faci, pe ce le pui? Zic pe Facebook, Facebook e de bătrâni. Înțelegi? Deci așa. Ceva. Și atunci am zis, păi bun, și ce să fac eu acum cu ele așa, ca să fie mai nu știu cum? Păi bagă-te și tu pe YouTube. Acolo e. Ok, și cum fac asta? Păi nu știu. Și crede-mă că de prin mai, aprilie, așa. Mai, eu stau și citesc acolo. Eu nu am făcut engleză la școală. Așa. Știu engleza din filme, înțelegi? Are you talking to me? Înțelegi? Are you talking to me? Și stau și citesc acolo și buchisesc în engleză toate indicațiile. Cum se face aia, cum se postează, cum îi pui o poză, cum pui un scris, cum e cu tare. Acum am aflat că există și monetizare. Acum a devenit interesant abia. Cine te filmează întâi de toate? Cine editează? Cine... Uite-l. Asta micu? Asta este. Aici, aici vede Dorin Zidaru, da. Vede culori. Ok. Deci și cum îl pui pe masă și atât, nu există un... Nu, îl țin în mână. Ah, da, mă, e vlog, nu? Îl țin în mână. E un fel de vlog. Să-i zicem, da, e vlogul acestui nebun. Așa. I-am făcut pagină de Facebook, de aici m-am prins care-i treaba. Și care, de fapt, e serioasă, știi, dincolo de prosteală, de cuvinte pocite, că unii mă admonestează. Haideți, domnule, sunteți un actor serios și ce învață copiii sau ce zice lumea? Tot așa, cu greșeli gramaticale, cu greșeli de vorbire. Și lucru serios și important care ar fi de reținut în toată chestia asta e faptul că oamenii au nevoie să iasă puțin din așa este. Situația asta, da. Nasoală. Să râdem, frate, da. Un pic. Să ne distrăm. Și mai e ceva, că m-am gândit, personajul ăsta bun, el e prostovan, e needucat, vorbește cu greșeli, dar
nu gândește greșit. Okay. N-are răutate în gândire. N-are răutăți și, în general, are un bun simț, cum să spun eu, pe care îl recunoaște toată lumea. Bunul simț la românesc. Ăla de bază. Nene, nu se face așa. Da. S-a descălțat. Înțelegi? Da. Chestii de genul ăsta, înțelegi? A zis o vorbă, mi-a scăpat, știi? Știe că o greșește, da. Adică, cumva, concluzia, aș vrea eu să iasă la public, bă, știi că prostul are dreptate. E inocent, păi, personajul. Cam așa m-am gândit. Și am văzut că e bine. Așa. Pentru că foarte repede, după ce am inventat pagina unui necunoscut, îți dai seama. Da. Unul, l-ați văzut. De la zero, da. Așa? Care are o pagină de Face. În mod organic a început lumea să intre acolo. Unii chiar credeau că ăsta este un personaj real și au început să-l tragă de urechi. Dom'le, dar ție-mi ție rușine, tu nu vezi cum vorbești, pune mâna pe o carte și pe urmă să-ți faci filmulețe să ne vezi pe noi. Or să mie mi-a plăcut asta, că actorului asta îi place, să nu fie recunoscut, nu? Ia uite cât de bine mi-a ieșit personajul. Dar pe de altă parte, am văzut că mulți oameni intrau pur și simplu și îmi scriau mesaje. Eu răspundeam ca Dorin, lor le plăcea și intrau în jocul meu. Da. Și am simțit realmente nevoia lor de un pic de stindere. De divertisment, dacă vrei. Așa, eu aveam curiozitate. Îl întreb pe Dorin. Una? Dacă, una. Asta, acum asta e. Acum am mare de curiozitate asta. În momentul ăsta simt așa. Îl întreb pe Dorin Zidaru dacă el e cu horoscopul, dacă citește sau nu. Dar de ce să citească el când este o doamnă care îi spune pe gură? Ia uite ce doamnă avem noi! Bună ziua! Bună! Bine ați venit la noi! Ia e! Bine mai v-am reabilitat la emisiunea noastră!